Deveniți vicecampioni pentru a treia oară consecutiv la finalul sezonului și câștigători ai Cupei României pentru a doua oară consecutiv, jucătorii de la Volei Municipal Salău nu și-au încasat salariile pe ultimele 3 luni, dar nici prima pentru câștigarea Cupei României. Volei Municipal Zalău, singura echipă ce a obținut 2 medalii la finalul acestui sezon, traversează o perioadă destul de critică. Viitorul echipei este destul de incert, în ciuda faptului că autoritățile locale au aprobat bugetul și pentru sezonul viitor. Conducerea nu a reușit să adune încă suma de 300.000 de lei, bani ce reprezintă 10% din bugetul total și care trebuie să provină din mediul privat. Acesta este de altfel și unul dintre motivele pentru care jucătorii nu și-au primit salariile pentru ultimele 3 luni și nici prima pentru câștigarea Cupei României, deși campionatul s-a încheiat în luna aprilie. Nu doar jucătorii aflați la final de contract, ci și ceilalți își pun tot felul de întrebări, având în vedere că autoritățile locale nu mai pot da bani la echipă până nu se va rezolva problema acelui procent de 10% ce trebuie să provină din mediul privat. Jucătorii sunt asaltați de oferte de la diverse echipe atât din țară cât și din străinătate în această perioadă, iar câțiva dintre ei au refuzat să plece la alte cluburi din dorința de a continua la vicecampioana României. Având în vedere starea de incertitudine de la club, nici viitorul nu pare să fie la fel de roz ca în anii anteriori. Chiar dacă oficialii clubului vor reuși să adune acel procent din mediul privat până la finalul lunii, există riscul ca o mare parte dintre jucătorii valoroși să ajungă între timp la o înțelegere cu echipele de top din România. Situația ar putea fi clarificată în zilele următoare, după ce conducerea clubului va purta o discuție cu primarul ales al Zalăului, Ionel Ciunt.